este Rareș Mihai Florescu și poate fi căutat online pentru că își mai publică din Trăznăi. Bună dimineața! Ia tu microfonul, că acum mi-am dat seama, uite. 14 ani? Da. Mi-aduce aminte de mine exact la 14 ani. Adică, exact așa eram și eu, aveam și eu cămașa din asta, dar a fost sesea lui frate meu, mă rog. Și asta e singura chestie care ne leagă. Te-ai apucat la vârsta de... 6 ani jumate. Ce ți-a venit? Păi, prima dată am fost la pian și după am fost la vioară. A zis tata că oricum vioara poți să o faci decât din clasa 1 și pianul poți să-l faci din clasa 5. Așa că am zis să merg pe vioară și uite că a fost bine. Și a rămas la vioară. Da. Principal. Da. Trebuie să te antrenezi ca un sportiv? Adică ai vreo zi în săptămână în care nu cânti? Nu, chiar și în vacanță trebuie să repet. Nu repet eu foarte mult. Chiar că trebuie să repet mai mult, dar nu repet. Ești leneș. Da. Al doilea lucru care ne aseamănă, iată. Oricum, în fiecare zi trei lucruri, indiferent de zi și de moment și de orice. Tu și Simona Halep, mă enervați, am înțeles. Mai zi-mi instrumente la care poți să cânti, dar vreau să te gândești la cele la care crezi că eu n-aș putea să cânt. Te rog. Buzuki, balalaică, la muzicuță, la pian. Până acum mai nimerit, nu știu ce. La fluier, la mandolină, la chitară. Și un instrument la care visezi să te apuci dacă vreodată? La vioară, nu. E cel mai tare instrument. Am înțeles, rămâne vioara în picioare, da. Mulțumim tare mult că ai venit pe la noi. Mulțumesc. Ești super tare. Succes în ce faci și să devii celebru și foarte bogat. Celebrești.